Te-ai pus o dorință? Acum am pus o dorință. Una, două, trei. Gata. Gata? Da. Să nu ne spui ca să ne îndeplinească. Suflăm, trei tare. Aia e dorința mai puternică. Eu uite ce nu știu face. Talia a făcut comandă prin curier de diverse chestii și a uitat să comande și lumânări pentru tort sau cred că n-a știut de unde să pună în aplicație. Și mi-am adus aminte că ne rămuseseră niște artificii prin casă, le-am căutat ceva până le-am găsit. Eu am crezut că n-am aruncat lumânările fetelor Victoriei de la ziua ei. Dar că aș fi pus acolo 4, foarte bun, 4, ce, nu contează. Lumânare să fie, ca să aibă fetele ce stinge. Da, și am pus artificii. Și a fost spectaculos. Mai arde? E fire! E fire! Să aprim fire-ul! La mulți ani, iubire! Gata! La mulți ani! Bravo, tati! Bravo, tata! Cine te-a pus să umbli acolo, mă, tăticule? Învățătură de minte? Învățătură de minte! Gata! Hai să punem în apă rece! Gata, nu, lasă! Hai să punem în apă rece! Gata, gata, că n-a apă ce mi-e! Hai, hai! Gata! Oprește-și tu ăla! În apă rece, în apă rece! Artificiile nu sunt ca lumânările. Artificiile se sting când vor ele, nu când vrei tu. Ne-a fost greu. Mai grav a fost că Victoria a pus mâna pe o artifică din aia fierbinte și era să strice toată petrecerea. Vrei și tu tort? Nu, poate. Ia să vedem. Un tort cu ceva biscuite. Ăsta e nou. Mami, nu facă mâna în tort. Ba da, așa fac copii, mami. Și cu bezea ceva, nici nu știu cu ce. Wow, dar ce bine arată. Ia, mami, hai. Tu aici odată. Și îți dau și ție, mami, da? Ia uite și ție. Wow, ce bine arată. Uite. Hai. Ce bune. Poftim. E foarte gustos, nu? Ia uite, tati, și pentru tine o feliuță. Mulțumesc. Și pentru mine o feliuțică. Bravo, fetele. La mulți ani. La mulți ani, iubire. Happy birthday. Happy birthday to you. Nu e încă petrecere. Nu, încă nu e petrecere? Nu. Dar când e petrecerea, tati? Când se termină. Da. Ce bunia. Happy birthday! Happy birthday! De obicei fac treaba asta, adică se înfig în tort și iau ele diverse bucăți din tort. Știi ce li se pare lor mai interesant? Eu le las să facă treaba asta, mai ales că nu aveam invitați. Dacă aveam invitați, îți dai seama, întâi aș fi servit invitații și după aia luați și mociorliți-vă voi cât doriți în tort. Dar atâta timp cât eram doar noi, puteau să-și pună și în cap. Lucru care de altfel s-a și întâmplat, că după aia am mers la baie și ne-am spălat din cap până în picioare, că eram de tort. E acrișoară? Fructele de mare sunt acrișoare? Fructele de mare? Fructele de pădure. Ia, tati! De mare am mâncat înainte. Cât am muncit astăzi de ziua, Gabriel, nu știu cum mă prind și eu în cadru, dar nu contează. Și eu am muncit la greu. Ai muncit la greu? Da. Uite acolo. O să îndoi aia în soțul. Să-l întorc? Da. Dar ce vrei să mănânci din el? Vreau să mănânc ce e pe margine. Bezeaua? Margine. Foarte bun. Ce-am trăiască.
Dar nu avem să punem lumânări mici? Nu avem lumânări mici. Atunci trebuie să cumpărăm. Da, mami, dar n-am putut să ieșim. Și n-am avut, am căutat din lumânările de la voi de la ziua ta, dar nu mai sunt. Dar ziua mea? Dar lumânările cu cubeului. Tortul cu cubeu a fost la ziua ta, așa e. Tortul cred că a fost bun, încă nu aveam gust și miros la momentul respectiv. Cred că a fost bun, da, cred. El arăta foarte bine. Știam cu ce este, dar parcă părea dulce așa. Asta e ideea. Mă duc să caut o dată, găsim pe aici. Ce anume? Lumânări. Stai că se duce tati, că mai știe el pe unde le-a aruncat. Pe alea vechi. Nu mai vreau. Da, comandat tati un tort pentru 100 de persoane, mama. Sunt două verzi. Ce sunt două verzi? Ți-e-ți place marginea? Da. Hai, mami, hai, uite aici cu fructe de pădure. Eu am cu afinuță. Nu m-am găsit, tati. Stai să mai caut pe aici. Ce bună e, e acrișoară așa. Îți mai îndoci puțin tortul? Mami, nu ne jucăm cu tot tortul. Care gustă de bezea, de bună. Și acolo, și acolo. Ia uite ce mi-a adus tati! Mamă, cum s-a împușcat, ce mișto au rămas în lustră! Au căzut și ciocuri, iubire! Tunul de confeti cred că este cumpărat pentru ziua Victoriei de acum 2 ani. Mă și mir că a mai fost în garanție, adică că nu s-a întâmplat, Doamne ferește, vreun accident. Pentru că era pus prin garaj și l-am tot dat eu deoparte, când într-o parte, când în altă parte. Iar acum 2 ani, când a fost cumpărat inițial, l-am ascuns pentru că petrecerea a fost în aer liber și pentru că m-am gândit că după petrecere va trebui să strâng eu toate confetiile din curte, ceea ce este muncă de Sisif. Și atunci am zis, lasă că nu suferă fără confeti și l-am ascuns. E, uite că i-a venit rândul la ziua mea după 2 ani. Nu cred că au căzut cioburi. N-au căzut, nu. Doamne! Am avut noroc, iubire! La mulți ani, iubire! Mulțumesc! Avem unul mai mare în garaj, dar scria 5-8 metri. Trebuia să-l dau de afară din curte. Mamă, ce tare e! V-ați speriat, fetele? Nu! Eu nu știu dacă mă sunt în cadru, dar vă pup! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Ce tare! La mulți ani! Ți-a plăcut, mami? Da! Lasă-le, măi, Birică, lasă-le așa, de ce le dai jos? Nu le dau jos! Tu doar le dai jos! Da, uite, mă joc cu Iris! Să le pun mai tata, pentru că hei, confeti, nu mă gândisem că avem și confeti de ziua mea! Vezi? De ziua mea n-am avut nimic! Mai vreau o dată ziua mea! Facem! Ziua ta în fiecare zi! Nu, a fetelor! Opa! Familia ta e ziua! Bravo! Încet, mami, scoatem toate confetele! Mami, vine să mănânc eu tot! E groasă! E groasă treaba, nu? Da! Mamă, ce tare a fost! Ne-am speriat un pic! Păi da, stai! E pentru aer liber, dar n-am făcut o excepție! Da! Mamă, ce tare! Ceea ce m-a bucurat este că a avut efectul scontat, că beteala aia de confeti s-a urcat până sus pe lustră și au rămas așa atârnate. Și în același timp nu mi-au spart cristalele de la lustră, pentru că de unde să știe că soțul că nu trebuie dat în bec, știi? Dar oricum a fost ok, a fost ok. Mami, ai grijă să
să nu aluneci. Ia uite. Vino cu aici, ia uite. Haide. Asta se considerăște în izolare. Am luat o razma. Ia și tu, și tu. Da, mami. Tu le aduc pe toate, măi, mama. Păi, dar cum las mama de sus, mă? Au căzut, tati. Au căzut? Da. Mm. Happy birthday, happy birthday. La mulți ani, mami. Mulțumesc. Te-a plăcut, da? Mulțumesc, tati, mulțumesc. Aveam unele de la 5 metri. Vreau să mă duc de la vecin să dăm. Am mai primit un tort de la colegii mei, mi l-au lăsat la poartă și l-au mâncat, mă rog, am mâncat cât am mâncat din el, îți dai seama, și surpriza a fost, nu se vede în imagini, dar vecinii mei mi-au lăsat un tort la poartă pe seara, am avut practic 3 torturi, a fost așa o aniversare, puteam să am 30 de persoane, 40 de persoane invitate și aveam cu ce să-i servesc. Mă, iar mâncați din alt tort! Nu e bine ce se întâmplă, mama. Cât tort mâncați de la petrecere de la mami? Asta. Tot tortul din lume? Da. Wow. Aici. Wow! Am mâncat pe ceva. Da, ce frumos! Oh. E bun, mama, tortul? Da. E super bun, cu fructe, cu de toate. Oh! Oh, drăguț! Ăștia sunt bune? Ia să vedem. Mami, dar e prea multă ciocolată pentru voi. Ba nu. Nu e prea multă, niciodată. Da. Ciocolata nu e prea bună pentru ele. Noroc că doar un tort era de ciocolată. Asta e, odată facem excepție. Eu nu prea sunt pentru dulciuri și pentru consumul de dulciuri, mai ales la copii. La persoanele adulte, fiecare face ce dorește. Unii mănâncă, alții se abțin. Nu este cazul meu, să ne înțelegem. Deci, ca să înțelegeți ce se întâmplă, e nebunie cu torturile astăzi. Uh-huh. Mulțumesc!